Bună ziua și bun găsit la Market Briefing. Numele meu este Radu Puiu. Înainte de a începe discuția noastră, trebuie să facem referire la aspectele riscante pe care le presupun investițiile în active financiare. Astfel, prezentarea noastră este într-o manieră generală. Aspectele discutate nu reprezintă recomandări de tranzacționare. Instrumentele financiare implică riscuri, iar utilizarea levierului majorează aceste riscuri. În plus, performanțele din trecut nu reprezintă niciun fel de garanție cu privire la rezultatele viitoare. Sesiunea de ne a adus o evoluție foarte, um, foarte pesimistă și neașteptată, dacă ne-am fi gândit la un asemenea scenariu la sfârșitul săptămânii anterioare. Astfel, la deschidere au fost înregistrate ghepuri descendente majore la nivelul celor mai multe active riscante, iar acest lucru s-a transpus în mai multe într-o serie de evenimente interesante. De exemplu, în cazul US500, acesta a marcat cea mai slabă evoluție de o zi de, din 2008, din, din, din momentul izbucnirii crizei financiare, iar în acest sens, cotația a pierdut peste 7,6%. Această evoluție a dus la determinarea la activarea unui mecanism de, um, de protecție la nivelul bursei din SUA, care, în cazul în care um, indicele scade cu o valoare mai mare de, de 7%, se suspendă pentru 15 minute tranzacționarea. Astfel, la începutul sesiunii de, de ieri din SUA, vorbim despre ora 3 și jumătate, automat mecanismele bursiere au dus la, la această suspendare și cumva pentru cea mai lungă perioadă de timp din timpul presesiunii, indicii americani nu au fost disponibili la tranzacționare, întrucât Sentimentul era unul, unul foarte pesimist, iar presiunea descendentă era una foarte ridicată, iar toată această tendință a dus la o stare de panică excesivă, iar în astfel de momente pierderile pot fi considerabile. De ce? Pentru că investitorii tind să aibă o atitudine mult mai, mult mai emotivă, iar deciziile pe care le iau nu sunt neapărat bazate pe factori raționali. Totuși, de la momentul scăderii am asistat la la o îmbunătățire, iar în această dimineață vedem o încercare clară a investitorilor de a readuce prețul către niveluri mai ridicate. În timpul sesiunii de ieri a fost a fost testată, vedem la închidere nivelul de suport de la 2.733 de puncte, iar la începutul sesiunii de astăzi am asistat la o deschidere descendentă care părea să marcheze o spargere a acestei bariere. Totuși, prețul a ricoșat, iar în acest moment vedem o încercare de revenire deasupra rezistenței de la 2.852 de puncte, care a reprezentat nivelul depășit inițial la deschiderea de ieri de suport. Toată această evoluție se bazează pe așteptări. Ce e fel de așteptări? Investitorii estimează noi măsuri de, de stimulare economică din partea autorităților din SUA. Astfel trebuie să menționăm că ieri Fed a anunțat noi injecții de lichiditate, menționând că scopul expres este cel de, de a proteja piețele de această presiune descendentă determinată de un val excesiv de panică, iar astfel valoarea overnight-a operațiunilor au fost a fost crescută de la 100 de miliarde de dolari la 150 de miliarde de dolari. Această măsură intră în vigoare începând de joi. Mai mult, operațiunile repo la două săptămâni au fost majorate de la 20 de miliarde de dolari la 45 de miliarde de dolari. Prin urmare, vedem în continuare măsuri și decizii clare luate de Banca Centrală americană în vederea stimulării economiei și cumva um, of oferirii de um, argumente pozit pozitive și motive de încredere investitorilor pentru a încerca să combată toată această um, incertitudine și tendință uh, pesimistă legată de, um, de mixul de la nivel global. Pentru că în acest moment, Principalele, principalul subiect nu mai este doar cel legat de epidemie, ci acestuia i s-a adăugat și situația de pe piața petrolului și perspectivele slabe de acolo, care au potențialul de a se transforma în probleme destul de extinse și de natură structurală. În acest context, am putea să. Asistăm la o nouă încercare de testare și de depășire a pragului de la 2852 de puncte, iar în cazul în care această barieră va cădea, zona de la 2976 pare a fi următoarea zonă pentru, pentru cumpărători. Întrucât vedem că aici a fost întreruptă mișcarea pozitivă a investitorilor de vineri, când aceștia au, au încercat o nouă. Un nou impuls de creștere înaintea închiderii bă, sesiunii de tranzacționare. Și bă, la nivelul piețelor din, bă, din Europa, situația a fost asemănătoare. Iar ieri am văzut vânzări în masă la nivel extins. Astfel am asistat la un gheb descendent major, vorbim despre aproximativ 3,5%, care a dus prețul sub nivelul de interes de la 11.462 de puncte. Această barieră părea una destul de puternică și părea a oferi un nivel destul de ridicat de susținere cumpărătorilor. În fața acestui val de, de presiune descendentă. Dar accentuarea um, neîncrederii și um, deteriorarea situației a dus la, la o spargere clară uh, care se părea să se transforme într-un uh, impuls descendent destul de puternic. Dar, Odată cu, uh, cu îmbunătățirea sentimentelor la nivel extins, uh, odată cu deschiderea, uh, odată cu comentariile oficialilor și uh, a membrilor instituțiilor importante, am. Uh, am asistat la, la o ușoară tendință de revenire. Iar în acest moment, prețul pare să se stabilizeze undeva în jurul pragului de la 10.800 de puncte. Vorbim despre zona 10.800, uh, 10 10.800, 10.800, uh, 10.900 uh, 10 cu aproximație. Uh, pe, în următoarea perioadă este foarte posibil ca Evoluția DAX-ului să fie în ton cu situația la nivel global și cumva cu trendul extins. De ce? Pentru că, în acest moment, argumentele fundamentale tind să fie puse pe plan secund și chiar în anumite cazuri ignorate. Iar, dacă ținem cont de perspectivele din Europa, situația nu este tocmai îmbucurătoare. Iar, în astfel de situații. Investitorii tind să se orienteze doar către, către tendința de, de bază și tendința extinsă. Astfel, am putea să asistăm la o, la o mișcare laterală, întrucât vedem un, un interval destul de amplu. Nivel de suport, zona 10.280 de puncte, iar nivel de rezistență zona 11.462 de puncte. Astfel, suprafața de evoluție a prețului este una destul de, de permisivă, vorbim despre mai mult de, de 10%, ceea ce ar putea duce la, la un nivel de volatilitate destul de ridicat. Dar, pe, pe termen lung, perspectivele par în continuare unele negative, mai ales dacă ținem cont și de situația din, din SUA. De ce? Pentru că la nivelul US500 acesta se află la o distanță de apro aproximativ 19% față de maximele istorice. Iar în cazul în care pragul de, de 20%, de minus 20% va fi depășit, cotația ar putea trece în teritoriul unei piețe de scădere. Iar acest lucru um, ar, ar accentua toată această neîncredere și cumva ar fi un semnal clar pentru, pentru vânzători că, situația, că scenariul este favorabil și că ar trebui să acționeze. Iar într-un într astfel de context și DAX ar avea de suferit pentru că, Perspectivele la nivel global vor fi mult mai pesimiste și nu vor indica în tocmai cel mai bun, cea mai bună variantă. În continuare vom discuta despre piețele valutare. Euro. -USD a suferit o ușoară corecție um, de ieri. De ce? Pentru că în timpul sesiunii de, de ieri vorbeam despre o tendință clară ascendentă, care la un moment dat a dus chiar către uh, testarea nivelului de, uh, de rezistență de la 1,15. Totuși, acest impuls nu a avut destulă intensitate pentru a se confirma, iar uh, în continuare am văzut o tendință destul de oscilantă și um, care a marcat o, o luptă destul de aprigă între cumpărători și vânzători. Um, un argument care susține această ipoteză este că sunt chiar umbrele ascendente destul de ample, iar în, în cazul acestei lumânări chiar și cea descendentă. Prin urmare, Um, intenția a existat, iar prețul uh, părea să se îndrepte către testarea acelei zone de, de interes, dar de fiecare dată, uh, vânzătorii au intervenit și au reușit să stabilizeze situația și cumva să taie din elanul cumpărătorilor. Um, în această dimineață, am văzut o accentuare a tendinței ușor negative de la sfârșitul sesiunii de ieri, care a dus chiar la testarea nivelului de suport de la 1.13.500. Pe de o parte, evoluția se justifică printr-o redresare a dolarului american în urma îmbunătățirii randamentelor titlurilor de stat din SUA, întrucât în ultima perioadă, pe lângă, pe lângă alți factori ce au pus presiune descendentă asupra dolarului și uh, titlul, cererea ridicată pentru titluri de stat a reprezentat o problemă, pentru că uh, pe măsură ce cererea s-a accentuat, a avut loc o creștere a prețului, iar randamentele au avut de suferit, lucru care a afectat și și moneda. În acest moment vedem o, o, respingere care a avut loc din zona de interes menționată anterior, iar în, în continuare situația nu este în mai certă. De ce? Deși la ora 12 se vor publica datele PIB din zona euro pentru al patrulea trimestru al anului 2019, importanța acestora ar putea să fie să fie redusă. De ce spunem acest lucru? Pentru că interesul investitorilor este în altă parte, iar aceste date sunt deja de, de domeniul trecutului. În acest moment se dorește să, să fie cunoscut impactul și cumva realitatea. De, de după epidemie, cea uh, care este deja influențată și afectată de epidemie, pentru că datele din, uh, din ultimul trimestru al anului trecut uh, nu mai reprezintă uh, un interes. Este o realitate foarte îndepărtată, chiar dacă vorbim despre o distanță de doar uh, 3 luni. Vedem că în, în această perioadă scenariul uh, s-a schimbat major, iar atenția s-a mutat către noi subiecte fierbinți. Astfel, cel mai probabil, Perechea va continua să evolueze în ton cu atitudinea la nivel general și cumva va fi în cea mai mare măsură influențată și condusă de de dolarul american, pentru că dacă acesta va înregistra o îmbunătățire, o redresare, am putea să asistăm din nou la o corecție și la, la o scădere mai accentuată. În caz contrar, prețul s-ar putea îndrepta din nou către pragul de la 1.15 în încercarea de spargere acestei bariere. În cazul unei deprecieri, zona de interes pare a fi la 11.750 cu aproximație, unde vedem că au avut, au avut loc mai multe reacții ale prețului, ceea ce ne indică un nivel destul de, de ridicat de importanță pentru investitori. Și Lira sterlină a avut o evoluție asemănătoare celei de pe euro USD. De ce? Pentru că am asistat la o încercare de testare a nivelului de rezistență de la 32070, după care am observat o inversare puternică. O inversare în timpul căreia, în această dimineață, vedem spargerea suportului de la 3660, care reprezintă un punct cheie pentru luna februarie, dar și, dar și pentru luna ianuarie, întrucât această zonă a fost o barieră foarte puternică în calea extinderii mișcării pozitive a cumpărătorilor. Iar în acest moment, prețul pare să, să nu fie întocmai hotărât. De ce? Vedem o încercare de revenire, și cumva o probabilitatea unei perioade de oscilare în jurul acestui prag, ceea ce ne confirmă importanța pe, pe termen scurt și caracterul special al acestei zone. Mai mult de atât, aici evoluează și media mobilă exponențială de 50 de perioade, ceea ce ar putea să ofere mai multă susținere lirei și cumva să, um, um, să dea mai multă încredere cumpărătorilor. Pe de altă parte, interesul în acest caz se um, orientează către Banca Centrală a Angliei și anume asupra uh, modului în care aceasta va aborda situația. Um, se pune întrebarea dacă va lua decizia de relaxare a condiției monetare sau dacă va decide să aștepte și cumva să analizeze situația înainte de, de a lua o astfel de măsură. În acest sens, trebuie să urmărim două aspecte importante. Vorbim despre buget, dar și despre datele de miercuri. Dacă ne uităm în calendar, vedem că mâine se vor publica date privind producția industrială, dar și uh, balanța comercială. Prin urmare, uh, modul în care uh, aceste rezultate vor, uh, se vor dovedi ar putea să uh, aibă un cuvânt destul de greu de spus în decizia și în procesul decizional al, uh, al instituției centrale. Uh, în acest context, uh, la fel ca și în cazul euro, evoluția de astăzi va fi determinată de, uh, de sentiment și uh, de modul în care va evolua uh, dolarul american. Dacă vom vedea o revenire, în, uh, perspectiva unei mișcări laterale în jurul acestei bariere. Pare a fi scenariul de bază. În cazul unei spargeri mai accentuate, zona de interes 28-272, care vedem că a reprezentat un suport, o rezistență destul de puternică la începutul lunii. USDGPI a, a marcat o revenire. De ce? în urma unei tendințe ușor laterale în zona nivelului de la 102 250 cu aproximație care coincide cu uh, o retragere exterioară Fibonacci de 423,6% din uh, mișcarea corectivă de la jumătatea lunii ianuarie uh, am asistat la la acest ricoșeu care pare să uh, încerce o întoarcere a prețului Către zona de la 105-360. Toată această evoluție s-a bazat aproape în totalitate pe, pe sentiment, iar îmbunătățirea situației a, a dus la, la o redresare. De ce? Cum de ieri situația părea una, una apocaliptică. Dacă am putea spune, iar astăzi vedem o schimbare radicală de stare, comentariul președintelui Trump ar putea să reprezinte unul dintre argumente. Acesta a, susținut, a anunțat că va susține astăzi o conferință de presă în care va discuta despre noi măsuri de stimulare a economiei în vederea combaterii efectelor negative ale virusului. În plus, ieri am menționat ideea de, a introducere, de introducere a unei reduceri a impozitului pe salariu în vederea stimulării economiei și cumva oferirii unui impuls pentru pentru activitatea economică în această perioadă dificilă. În acest context, când investitorii au auzit de, de măsuri de stimulare și de susținere a economiei, situația s-a îmbunătățit și am asistat la, la toată această redresare și schimbare destul de radicală de atitudine, iar cererea pentru active de, cu un nivel mai ridicat de risc și cumva apetitul pentru randamente mai, mai ridicate s-a accentuat major. În acest context, nivelul de la 105-360 pare a fi obiectivul principal pentru cumpărători care a pus destul de multe probleme în trecut vânzătorilor. Iar în acest sens, Investitorii ar putea să, să încerce re, recapturarea acestuia și cumva recâștigarea unui punct important în, în, calea, în calea vânzătorilor. În ceea ce privește perspectiva descendentă, zona menționată anterior, 102-260 pare a fi punctul, punctul minim de, de urmărit, întrucât aici vânzătorii par să, să fi întâmpinat destul de multe probleme, iar în ciuda acelei perioade negative și cumva pierderi de încredere, toată această mișcare nu a avut intensitatea necesară pentru a dobori bariera menționată anterior. În ultima parte vom aborda piața de materii prime. Petrolul a marcat o uh, redresare considerabilă. Ieri vorbeam despre o depreciere majoră cu aproximativ 30% față de nivelul de închidere de vineri, ca urmare a um, întregii uh, situații tensionate din cadrul OPEC și uh, în, special, în special dintre Rusia și Arabia Saudită. Uh, totuși, comentariile pozitive ale președintelui Trump și cumva îmbunătățirea atitudinii a dus la o teniță de, de relaxare, de recuperare a, a petrolului WTI. Acest, această evoluție ar putea fi bazată și pe așteptări optimiste cu privire la, la perioada în care situația actuală s-ar putea extinde și cumva la la o dejucare rapidă a acest, acestui scenariu. Astfel, ieri am, a fost atins un minim în zona 27-40 de, de dolari pe baril, care reprezintă o retragere exterioară Fibonacci de 161,8% dintr-o mișcare descendentă de la, de la, începutul lunii ianuarie. Totuși, după marcarea acestui nivel, am asistat la o tendință de, de revenire. Acest lucru ar putea să ne indice o, o reconsiderare din partea investitorilor care uh, s-au gândit totuși că aceste niveluri sunt prea scăzute. Iar uh, zona de, de deasupra pragului de 30 de dolari, undeva în, uh, în jurul nivelului de 32 de dolari per baril, pare a fi un nivel mult mai uh, uh, agreat și mult mai... Uh, um, mult mai plăcut pentru cumpărătorii în acest moment, chiar dacă perspectivele sunt unele, uh, sunt unele descendente. Um, problema dintre cele două ar putea să aibă cumva o, uh, o victimă colaterală. De ce? Pentru că reducerea prețurilor și uh, toată această uh, presiune descendentă pe care tensiunea dintre cele două și, uh, accent și majorarea Volumului produs o pun asupra prețului petrolului, nu face altceva decât să afecteze piața de, piața de exploatare de, de gaze de șist din, din SUA, care știm deja că avea costuri destul de ridicate de producție, iar acest lucru punea, punea probleme, ceea ce privește obținerea profiturilor în cazul în care uh, prețurile sunt reduse. Astfel, uh, din tot acest uh, conflict, marele perdant ar putea să fie chiar cea mai mare economie a lumii. De ce? Pentru că um, această situație ar putea să aibă efecte economice uh, asupra sua, întrucât ar putea duce la, uh, la reducerea industriei energetice din, din SUA și cumva ar pu, putea chiar să pună în pericol statutul de cel mai mare producător de petrol. Întrucât o mare parte dintre, dintre companiile de acolo, după cum spuneam, au costuri destul de, de ridicate de exploatarea petrolului, iar în contextul actual nu, nu ar putea să reziste pe, pe o perioadă lungă de timp. Astfel, în continuare rămâne de interes situația și iar acest, iar acest plan și această piață îmi pare să revină în centrul atenției, întrucât am văzut ce impact a avut decizia la nivelul OPEC și la nivelul OPEC+, plus asupra uh, atitudinii, uh, atitudinii generale a investitorilor și cumva la nivelul piețelor extinse. Prin urmare, în aceste momente uh, tensionate și cu un nivel ridicat de incertitudine și de teamă, uh, orice anunț de acest gen pare să fie mult mai accentuat și cumva să fie. Uh, să fie interpretat mult mai, mult mai intens, având un impact mai ridicat asupra prețurilor. Un nivel de interes pentru cumpărători, zona de 35 de dolari, întrucât aceasta a reprezentat și în trecut o, o barieră importantă. O barieră care, dacă analizăm un grafic daily, vedem că a oprit mai multe încercări de spargere um, la undeva în prima jumătate a lunii uh, anului 2016, mă scuzați, dar și um, undeva în luna august a anului 2015. Prin urmare, zona de 35 de dolari pare una uh, interesant de urmărit. Uh, mai mult, 26-56-27, după cum spuneam, vedem că marchează oprirea unor secvențe descendente um, și cumva perioadelor corective, cele mai ample din um, la nivelul acestei piețe, vorbim despre anul 2016 în, în luna ianuarie, dar și uh, în luna februarie. Astfel. Punctul menționat anterior are un nivel. Um, o importanță crescută în acest context. Aurul nu traversează cea mai bună perioadă. Vedem o ușoară tendință laterală, o ușoară tendință de așteptare. Uh, deși, la începutul sesiunii de ieri, am asistat la uh, o accentuare a creșterii în prime uh, a creșterii cererii în primele ore, care a dus prețul către testarea și depășirea pentru o scurtă perioadă a pragului de 1700 de puncte, de 1700 de dolari per uncie. Uh, ulterior uh, a avut loc o corecție foarte abruptă, iar prețul a testat limita inferioară a canalului ascendent, undeva în zona 1664-1660 de, de dolari. Acest lucru ar putea să indice, o, um, pe de-o parte, o marcare a profiturilor din partea, um, din partea traderilor speculatori, întrucât uh, discutam și anterior despre această tendință și această poziționare speculativă destul de ridicată la nivelul aurului, întrucât în astfel de momente uh, tensionate devine. Un, un pariu între ghilimele destul de, de bun, iar pe de altă parte, nivelul de teamă a atins cote foarte ridicate. Iar anumiți trader cei cu un apetit pentru, pentru risc mult mai scăzut și cumva care prezintă o aversiune ridicată față de astfel de, de perioade, au decis să, -și, să -și Mențină capitalul și cumva să, să încerce o protejare a avuției în active și în instrumente mult mai lichide. Vorbim astfel despre titluri de stat americane. Lucru care, desigur, a dus la, la acea scădere majoră a randamentelor, care, la un moment dat, a impulsionat toată uh, întreaga curba randamentelor sub nivelul de de un procent, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum în istorie, fiind un, uh, fiind o premieră. Um, iar toată această tendință ne, ne sugerează nivelul de panică uh, pe care ar, au resimțit o piețele în timpul sesiunii de ieri. Uh, deși în acest moment vedem o spargere destul de, de clar a liniei a limitei inferioare a trendului, prețul evoluează foarte aproape de, de această barieră, iar oricând, mai ales în contextul unei noi reorientări a investitorilor către active de refugiu, am putea asista la o întoarcere a, a prețului în, în acest interval, ceea ce ar oferi mai multă siguranță mișcării ascendente. Pe termen mediu, perspectivele sunt în continuare unele pozitive și uh, prețul pare să-și continue perioada, uh, perioada de creștere uh, destul de, de solidă. Iar acest lucru uh, pare a fi scenariul de bază. Monedele virtuale nu au traversat cea mai bună perioadă. De ce? În cazul Bitcoin, sesiunea de, de ieri a adus o vânzare și cumva o accentuare și mai amplă a întregii tendințe descendente care începuse, începuse în timpul weekendului. Deși la încheierea sesiunii de vineri, prețul se afla deasupra pragului de, de 9.000 de dolari, iar cotația părea destul de. Um, Părea că se află într-o ipostază destul de bună întrucât se menținea deasupra mediei exponenția, medii mobile exponențiale de 200 de perioade, toată neîncrederea și cumva, nivelul de panică care a început să -și facă, să se facă resimțit în timpul weekendului s-a transpus imediat la nivelul piețelor. Piețelor de monede virtuale, și astfel vedem o pierdere în doar două zile de peste 15%, ceea ce este în, în ton cu evoluția pe scară largă. Acest lucru ne indică că, deși monedele virtuale și, în special, Bitcoin păreau să devină un, un nou tip de activ de refugiu o un instrument nou și cumva revoluționar, dar care um, prezintă astfel de, de caracteristici. Uh, în momente de panică și în momente de acest gen când, când piețele sunt în cădere liberă, uh, toată ace, tot această caracteristică pare să fie negată. Iar uh, investitorii se orientează tot către active clasice, active care au o valoare intrinsecă și oferă. Oferă o siguranță, întrucât sunt deja cunoscute, au o notorietate și cumva abilitatea acestora de a conserva valoarea a fost deja testată. Odată cu îmbunătățirea sentimentelor din această dimineață, vedem o încercare a prețului de a se reîntoarce deasupra pragului de 8.000 de dolari. Totuși, în acest moment perspectivele nu sunt în tocmai, pe de o parte nu sunt clare, iar pe de altă parte nu par pozitive. De ce? Pentru că în eventualitatea unui nou val de, de teamă, prețul bitcoin s-ar putea îndrepta chiar și mai jos. Am putea să discutăm despre, despre zona de 6900 de dolari, care vedem că. A fost, a fost testată la începutul lunii ianuarie și a oferit cumva punctul de, de început al întregului impuls ascendent din prima parte a anului în curs, dar care vedem că ar putea să, să fie pusă în pericol, iar tot acest avans, toată această performanță înregistrată de Bitcoin de la începutul anului ar putea să, să fie pierdută. Ne aflăm la o distanță de aproximativ 11 puncte, 11 puncte procentuale, mă scuzați, iar ținând cont de, de scăderea amplă din weekend, o astfel de evoluție nu pare a fi atât de, de greu de realizat, iar un oval de, de frică ar putea să ducă la îndeplinire acest, acest scenariu. Prin urmare Bitcoin nu se află în cea mai bună perioadă, iar sentimentul general va fi cel care va, va determina direcția de evoluție a, a prețurilor. După cum spuneam, calendarul de astăzi nu ne aduce uh, informații atât de importante, vorbim despre datele PIB la ora 12 din zona euro, iar în, în această seară se vor publica, uh, se, vor publica uh, se va publica raportul API cu privire la stocurile de țiței, uh, deși se așteaptă o creștere a acestora, impactul datelor asupra, asupra prețurilor este posibil să fie unul temperat, întrucât interesul se orientează către tensiunile dintre, dintre cele două mari producătoare de petrol, Rusia și Arabia Saudită. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună și o săptămână excelentă. La revedere!